Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. O nouă zi, fresh acces și vai ce subiecte avem. Fiți atenți. Și-a dat demisia pentru a călători în întreaga lume. Pentru el nu există zi de luni, dar nici zile de weekend. Paul Manea, nomad digital, vine în platoul Fresh Access. O să aflăm și de ce bărbatul își pierde interesul față de femeie. Când își pierde? Putem face ceva în privința asta? Au și bărbații așteptări de la noi? Au sau n-au? O să aflăm de la Dr. Daniel Duță. Începe Fresh Access, dar înainte vreau să citesc un mesaj de la un telespectator fidel, prieten Fresh Access. Răzvan Angel a spus așa: îmi e tare dor de voi și vă îmbrățișez pe toți cei de acolo și vreau să-i spun și lui Abi felicitări pentru licență. Și nouă ne-a fost dor de voi. Începe Fresh Access. Și acces în formulă completă. Nu mă așteptam că băieții se mai întorc, să se întoarcă băieții din Grecia, din Santorini. Au postat de acolo până astăzi cu o oră înainte de emisiune și mă gândeam să vedeți că fac emisiunea singură. Păi, da. Într-adevăr, chiar azi dimineața ne uitam peste poze și ne gândeam cât de dor ne este deja de locul ăsta în care am fost pe weekend, pentru că a fost senzațional. Și tu ai fost acum o săptămână, am fost, nu? Am fost și eu, da. Și nu doar acolo. Am recunoscut locurile alea minunate. S-a amânat zborul și în momentul în când s-a amânat, am zis, da, că Beni o să se amâne și mai mult și poate nu o să ajungem la emisiune. Ajungem. Dar uite că în cele din urmă am ajuns, suntem aici împreună. Vreau să-l salutăm cu drag și să-i trimitem îmbrățișări lui Daniel Duță, colegul nostru, expert în sentimente, care ne-a făcut bucuria să fie alături de noi astăzi cu un subiect foarte, foarte interesant. Grecilor sunt lângă voi! Pe unde ai fost în vacanță? Vacanța frumoasă a fost punctată în Spania, în Marbella. A fost câteva zile cu soția acolo și a fost super, super, pentru că este zona, să zic așa, plăcută spaniolilor și multor oameni din Europa. De cât timp ești tu cu soția ta? 32 de ani, căsătorie, 3 prietenie, wow. 35 de ani suntem împreună și mergem. Și ți-ai pierdut vreodată interesul față de ea? Măi, nu mi-am pierdut, dar permanent facem testări. Testări în ceea ce privește relația noastră și ceea ce este frumos ca să ne aducem și să ne activăm interesul unul față de celălalt. La nivel de distracție, la nivel de culinar, la nivel de intimitate, la nivel de îmbrăcăminte. Deci toate le avem. Ce înseamnă ca un bărbat să-și piardă interesul față de soția lui? Când se ajunge la asta? Cum îți dai seama că se întâmplă asta? Nu te mai gândești permanent la ea. Când ești... Trebuie să te gândești permanent la ea. Da, normal că da. Permanent? Da, permanente. Păi mai ai și altele în cam. Păi da, dar trebuie să fie acolo, prezentă. În momentul nu trebuie să ia loc. Bine, acum nu compar pe soția mea cu mașina, nu compar cu emisiunea, dar pot să o compar cu alte persoane de tipul acesta. Și este nevoie ca ea să joace și să aibă primul loc în viața ta și este important lucrul acesta. Când își pierde, în momentul în care te gândești și în alte părți, uiți de întâlniri, nu-i mai faci adică la alte femei? La alte femei, sau da. La muncă, la alte lucruri? Măi, când ești la muncă, te gândești la muncă și este corect să te gândești la muncă. Însă e important să te gândești, să-i faci surprize, este important să te gândești unde să mai mergi, la ce restaurant, la ce terasă. E fain. Bine, asta ține și de noi. Daniel, adică și de noi femeile, nu? Trebuie să-l facem pe bărbatul nostru să se gândească la noi, să ne facă surprize, să ne facă... Adică, hai să vedem unde greșim noi. Ce așteptări aveți voi de la noi? Adică, și circula o vorbă foarte, foarte drăguță: femeile se mărită cu promisiuni și bărbații cu speranțe. Hai să vedem ce speranțe aveți voi. Păi, în primul rând, să rămâneți frumoase. E important. Dacă vrei să fii fizic sau
La toate capitolele. Deja, să ne oprim puțin aici, că trebuie să vă spun una foarte bună. Eram cu niște prieteni la restaurant și cei doi se ciondăneau și îl întreabă ea pe soțul meu. Auzi, tu ai rămâne alături de Anisa, orice s-ar întâmpla? Da, normal. Orice ar fi, da. Și povestea cum George Enescu a fost alături de iubita lui care a fost arsă cu acid și s-a căsătorit cu ea și a îngrijit-o până la sfârșitul vieții. Nu știu dacă știți, o să apară și un film pe tema asta. Și orice ar fi, eu rămân alături de ea. Zice, așa mi-a spus și mie soțul, dar mi-a zis în același timp că dacă m-aș îngrășa, nu. Și asta e singura condiție, că poți să-ți pierzi o mână, poți să-ți pierzi capul, dar nu să te îngrași. Să știi că și eu mă gândesc la chestia asta, adică mi-e teamă că atunci când o să am o soție, atunci când o să se îngrașe, atunci când o să se îngrașe, nu știu cum o să mai plac. Și adică atunci când o să îngrașe, că poate nu se îngrașă femeia. Că mie, de exemplu, nu-mi place o persoană dacă e mai grasă. Mai, să știi, contează cum este, are și ea dieta. Acum poate să întâmplă lucrul acesta de proporționare după copil, după ce faci un copil doi. Și acum, nu, îți oferă un copil. Bine, și asta da, se acceptă, dar mă refer că trebuie să îngrijească de ea, adică în asta continuare. Asta nu se poate regla ulterior. Da. Ba da, se poate regla. Bine, acum sunt și elemente hormonale care nu le poți regla chiar așa de simplu. Păi și ce faci dacă nu mai ești atras fizic? Ce faci? Găsește alte atracții. Măi, păi cum? Poți să compensezi. Știi ce? Eu am un exemplu. Nu vă referiți la alte femei, nu? Nu. Alte atracții. La ea, uite, la... vă dau un exemplu care vă închide orice întrebare. Tatăl meu este căsătorit de 50 ceva de ani cu mama mea. Și mama mea este la pat de mulți ani de zile. Și el o ia pe brațe. La toaletă. Și am fost acum pe la ei și o iubește, nebunește. Am văzut, i-am surprins când o mângâia și pur și simplu de la brâu în jos ea nu mai poate funcționa și lucrul ăsta pur și simplu ne-a făcut să plângem și pe mine și pe Cristina, pe soția mea și a zis, uite că poți să iubești la 80 ceva de ani. Bă, băieți, când iubești, știi cum este textul din Biblie și jurământul din Biblie și la bine și la greu, Dumnezeul meu să fie Dumnezeul tău și casa ta să fie casa mea. Deci, pur și simplu, iubirea nu ține cont, mă, de grăsime de și de astea. De... Ține de kilograme, ține de o relație și să știi, poți să fii cu un super model și să fie rece relația. Iubirea este punct iubire, www.iubire.fresh.acces. Da, chiar mă pregăteam să văd ce e la www.iubire.ro, știi? Da, dar voiam să vă întreb, păi, Anisa, tu dacă te îngrășa foarte mult, crezi așa că Dragoș... Doamne ferește. Păi asta zic. Acum încerc să nu materializez niște idei. N-ai de să știi ce transformările astea hormonale. Nu poți să știi niciodată, da. Eu cred că Dragoș a rămâne alături de mine, da. Acum stau și mă gândesc că e o diferență între a rămâne pentru că ești loial lângă o persoană sau din milă, compasiune și a rămâne cu același fior al iubirii lângă acea persoană. Probabil că ceea ce spune Daniel este normal. Dacă nu-ți plac, cum ai spus tu, Iosif, persoanele mai plinuțe, într-adevăr, între noi n-ar mai fi atracția aia, dar eu cred că și atracția asta e mai presus de fizicul nostru. Este ceva spiritual, este ceva sufletesc. Da, păi, nu cum e, spus, vai iubești, ce frumos e bărbatul meu și vai ce soție minunată am, pentru că femei frumoase există pe toate drumurile, bărbați la fel, deci nu asta ne ține împreună. A spus că după 35 de ani încă faceți testări și mă gândeam dacă, de exemplu, la testări, poate, nu știu, unele chestii sunt negative, cum faceți să le împăcați? Este nevoie să fie și negativ, adică să fie realitate în tot ceea ce vorbești. Nu e vorba de testări, e vorba de relația, de discuție, da, de comunicare între noi doi și vedem unde ne complementarizăm să fie bine vis-a-vis de elemente culinare, elemente de vestimentație, elemente profesionale, elemente de financiar, avem de dat niște datorii, unim salariile și rezolvăm problema. Uh-huh. Deci pur și simplu găsim soluții să fim împreună. Împreună putem rezolva multe lucruri.
Bine, acum depinde foarte mult de la relație la relație, asta cu comunicarea. Uite, eu cu soțul și am mai spus-o și o repet, nu putem comunica în momentele de tensiune. Trebuie să așteptăm să se stingă un pic tensiunea și apoi vorbim. Pentru că în momentul în care eu încerc să mă justific, el încearcă la fel să vină cu argumente, ies cântei. Dacă eu înțeleaptă, tac, un pic și-l las să aibă el dreptate, pentru că una dintre așteptări, cred că asta e, ca femeia să înțeleagă că până la urmă bărbatul e capul familiei. Păi și nu-i bine să iasă cu scântei. Nu în situații din astea, și negative. Nu. Asta cu scânteile, mai bine te odihnești decât să iasă scântei tot timpul. Știi ce? Într-o relație unde nu e scântei, într-o relație unde nu există, eu știu, nu ceartă, discuții, înseamnă că relația e moartă. Da, dar să nu se ajungă la injurii, la cuvinte pe care nu le mai poți lua înapoi. Da, cred automat că trebuie un pic cu limită și depinde cum se înfurie fiecare. Să știi că mi-a plăcut ce ai spus tu. Este un moment în care trebuie să mă abțin de la anumite... Problema aceasta, în momentul când eu făceam radiografii la tot ceea ce spuneai tu, Anisa, îl cunoști pe soț, îl cunoști și îl iubești. Păi e nevoie să și el te cunoaște pe tine și în lucrurile de love, de dragoste, în lucrurile de comunicare, în lucrurile știm să punem degetul pe butonul important. Eu recunosc că dacă relația mea e fericită, e datorită mie, dacă nu suntem ok în relație, este din cauza mea. Și eu mi-am dat seama. Nu, chiar așa este, adică femeia are un rol esențial în asta. Avem, nu știu, poate recunosc și doamnele care se uită la noi, avem gura foarte mare, suntem foarte certărese, foarte supărăcioase de multe ori și tocăm așa, ne place să tocăm bărbat. Dar există femeie fără gură mare? Există. Da? Da, dar dacă știu să-și închidă și să-și dorească să fie liniște sincer în casă. Care este, nu prea am întâlnit. Care este secretul pentru care a rezistat relația de peste 50 de ani dintre tatăl nostru și mama noastră? Adică, din ce văd în ziua de azi, parcă nu mai țin relațiile. În primul rând, au complementarizare tridimensională. Și anume, elementele comportamentale, elementele emoționale și, fii atent, elementele spirituale. Este un dat, este soția mea, mi-a dat-o Dumnezeu, cu ea mă duc până. Deci sunt anumite elemente și spirituale, dar și comportamentale, plus de asta au un nume. Au un nume pe care vor să și-l păstreze în satul lor acolo, acum că stau în sat, au locuit în oraș, și vor să-și ducă mai departe numele lor. Doi, au și ei o avere a lor pe care au făcut-o împreună. Au construit foarte multe împreună. Au copii, da. Suntem doi copii, fată și băiat, care ne dau exemplu pentru mine, pentru soția mea, pentru mulți alții. Dar tata e un exemplu, se duce la biserică în cărucior cu ea. În cărucior și se duce. Și nu este simplu să spun anumite lucruri absolut legate de... Mă, omul ăla e al tău, nu... Nu poți să confunzi iubirea asta spirituală de care spune cu atracție sau cu... Fii atent, deci, uite, hai să vă spun ceva fantastic care pur și simplu m-a străfulgerat. Mama a făcut accident vascular acum 2 ani de zile și eu am avut acces să intru în spital, era în pandemie, tata n-a avut acces, m-am strecurat, m-am dus acolo, medicul, un om deosebit de la Craiova, care mi-era prieten, m-a dus acolo, a văzut că mama trăiește, nu și aducea aminte de toate lucrurile și ies la tata și îi spun, mă, mama este bine, mergem acasă, dormim, dar el nu m-a crezut, vreau să o văd și eu. Și a doua zi îl aduc, rezolv, îl duc la mama și fii atent declarația tatălui meu, Cornelia, indiferent cum vei fi, eu voi fi lângă tine. Vreau să trăiești. Vreau să te îngrijesc cum vei fi. Era în pat, nu se mișca, după accident vascular destul de dur. Nu pot să uit, ce a spus atunci. Ea nu înțelegea tot, nu se vindecase, nu se recuperase. Și într-adevăr, mama nu se mișcă și tata o ajută fantastic. Și a ținut promisiunea. Da, n-am ce să comentez la lucrul ăsta. Bine, acum sunt situații în care se produce divorțul, nu mai pot să stau.
fiecare ia decizia pe care o are. Dar se poate, indiferent că ești bolnav, mai mult decât grăsimea. Ești bolnav, nu te poți mișca, este mai rău lucrul ăsta și poți să te duci. Știi ce? Pentru că este iubire. Asta e. Am mai văzut și de eu se cazuri pornește. De dacă gen... e iubire, poți să treci. Dacă ajungi în punctul relației în care își pierde bărbatul interesul față de femeie, ajută să faci un copil? Beni, nu copiii aduc apropierea într-o relație. Copiii aduc distanțare într-o relație. Eu cunosc o relație în care s-a întâmplat asta. Da, e poate o diferență. Să poate să rămână o perioadă pentru că s-a născut pur copilul. Hai să rămânem de dragul relația, copilului. Faptul că în bine. Mă bucur de lucrul acesta și este foarte bine. Însă, în general, eu când reîmpac doi oameni, dacă au copii, nu îi împac pentru copilul lor sau pentru copiii lor, ci îi împac să se iubească. Pentru că, copilul ăla va fi copil adevărat dacă vede în mete, mamă, tată, dragoste, iubire. Și totuși se despart cupluri dacă nu au copii, dacă unul dintre ei nu poate face copii. Da, sunt situații, am avut, da... exemple multe în care el a căutat pe cea mai frumoasă femeie și și-a găsit-o dintr-un balet anume de pe fața pământului din Rusia, așa, și s-a căsătorit cu ea și îmi zice, băi Dane, 10 ani am avut femeia cea mai frumoasă de pe fața pământului, așa o considera el, dar pentru că nu mi-a făcut copil a trebuit să divorțez. Și a divorțat de ea, divorțat de o fată deosebit de frumoasă, nu am văzut-o eu, și s-a căsătorit cu o fată care i-a dus... Și unde e iubire aici? Credeți că e un motiv de despărțire asta? Pentru el, da. Pentru el a fost. El a avut o țintă în viață, să lasă o moștenire. Nu neapărat materială, ci spirituală, ci de cultură, ci avea cărți scrise, era o somitate, un super doctor, doctor în domeniul lui și a făcut-o. Hai să mai dezvoltăm un pic legat de ce așteptau bărbații de la noi și unde greșim noi femeile. În primul rând, sau în al doilea sau al treilea rând, este nevoie să stai să-i asculți. Este nevoie, într-o comunicare, nu numai să vorbești este important să asculți. 30% este valorificată vorbirea, 70% ascultarea. Să-l asculți. Noi nu prea știm să ascultăm, ce-i drept. Doi, e foarte important să asculți activ. Nu să stai să te uiți la meci și ia să vorbească. Și te ascult. Nu, să asculți activ, da, asta. Și cum a fost acolo și cum. Cum a fost la serviciu? Păi să te interesezi deci de ea. Nu doar de... că vrea să ascult activ, dar vă mărturisesc că eu, dacă nu răspund la fiecare afirmație pe care o face soțul meu, nu m-ai auzit? Zic, ba da, păi și nu zici nimic? Adică dacă soțul meu spune, ce frumos e, ce frumoasă e zona asta, și eu conduc sau nu zic nimic sau fac așa, el așteaptă să zic... Da, foarte frumos, să o dezvoltăm. Sau mai spune o dată, nu te interesează ce spun, eu ți-am zis ceva, sau ia să mănânc și eu ceva. Ei, eu la afirmația asta, eu trebuie să zic, da, du-te și mănâncă, hai, ce vrei să mănânci? Adică eu nu, trebuie să comentez tot timpul fiecare lucru pe care îl spune, ca să înțeleagă el că eu sunt atentă la ce vorbește. Da, dragul păi meu, da, probabil așa îi demonstrez că îți pasă de ceea da, ce spune da, el. Dar și... invers, soțul meu așa. Tatuși, stai puțin. Te că trimit un mail, stai. Da, zi acum. Păi și atunci da. Trebuie și tu să-i spui, păi stai, se aplică doar în cazul meu? Sau? Dar de ce aș face asta? Pentru că e vorba de reciprocitate. Da, pentru mine exact. Nu contează așa de mult. Păi... Cum contează pentru el? Pentru mine contează alte lucruri. Ah, ok, atunci. Și el nu are atenție distributivă. Și asta mai spune, dar anunță-mă și pe mine când vrei să-mi spui ceva. Că mai spun lucruri și el este cu ochii în telefon. Și nu procesează. Și după aceea zic, păi ți-am spus, păi dacă eram în telefon, de ce nu m-ai anunțat înainte? Deci trebuie să zic, auzi, vezi că după ce termin acolo o să spun ceva, știi? Trebuie să fim sinceri, joburile noastre trec prin telefon, da. Trec prin comunicare, trec prin mail, trec prin WhatsApp, trec prin, eu știu, toate rețelele de... și avem nevoie să le ținem răspunsurile. Da, uite, în loc să răspund așa cum ai spus tu, că vreau reciprocitate, bine că nu zice, ia răspunde tu, draga mea. Nu? Răspunde-o să vezi ce bine Arisa, stai. Hai să spun ceva. Poftă de client păi, pe zi. Păi mi s-ar părea drăguț da. Că te implici. Păi oricum m-am implicat, dar spuneam așa că na, are multe de făcut, sarcini pe
care nu mă încarcă pe mine. Da, da, e important să oferim. De multe ori când merg cu mașina, de obicei eu conduc, soția mea îi dau telefon și te rog frumos, mai răspunde și mie la mail-uri. Și îmi spune, uite, n-ai răspuns la mail-ul ăsta, n-ai răspuns la WhatsApp-ul ăsta, n-ai răspuns, e bine așa, să știi, de multe ori. Acum, de ce nu îmi răspunde la mesajul când îl scriu? Nu odată, să știi, nu odată. Hai să spun, multe cuplări care, eu fac foarte multe. Și datorită mi se pare drăguț noastră, chestia asta. Da, și ea știe. Vezi că n-ai răspuns la doamna respectivă, ți-a scris de nu știu câte ori. Păi, răspunde acolo și știe ce să răspundă. Vezi, un băiat te-a apelat să-l căsătorești. Ce zici de fata asta? Este ok. Băi, are un feeling, mă, la cuplări. Nu vă spun câte cuplări. Deci ea caută partenerii. Da. De multe ori. Mie mi se pare și o dovadă de încredere chestia asta, că îi pasezi telefonul și îi spui, ia răspunde tu. Adică nu ți-e teamă că oarecum ți-ar putea intra în ceva. Păi nu, dar parola o știe și ea. Păi asta zic, e vorba și de încredere. Și tu ai face okay. Asta? Sau la tine trebuie să stai degetul ca să... Nu, tocmai asta zic, eu n-aș face asta, dar îmi place cum ați spus și e plăcut să ai încredere în partenerul tău. Da, și la noi la fel, telefonul meu e și al soțului. Da, pe asta zic, adică e drăguț să ai încredere. După ani de zile de relație, e bine să concertezi împreună căsătoria și să mergem împreună, că este mai bine așa. Mai avem 3 minute, concluzii. Deci, alte aspecte pe care le așteptați de la noi, afecțiune, bănuiesc. Elementul de creativitate în intimitate, contează și acesta. De ce să nu spunem? Este, să zic așa, un cuvânt important în un cuvânt fără cuvânt, o comunicare fără cuvânt, în care e nevoie să fim atenți tu ca femeie, tu ca bărbat, în acest dialog nocturn sau diurn sau în sfârșit cum este. Și e nevoie să intrăm și acolo și să performăm și acolo. Așa, apoi mâncărica, o mâncare caldă contează? Mama Lisa, te știi că în momentul ăsta soția îmi gătește ceva ce îmi place și de-abia aștept să plec. Serios? Să mă duc, da. Păi și stați puțin, dar plecați doar dumneavoastră, păi și noi vrem o mâncare caldă. Ia soție, mă, băiatule. Am o vorbă pe care și la Versailles. Să știți, sunteți în familia mea și păi vă iubesc. Și vrei să spun? Da. Ciorbă de bibilică cu aerosol marin. Nici nu știm ce e. Nu poftesc pentru că n-am mâncat în viața mea. Aerosol marin. Nu puteam să-mi imaginez. Ce este? Bibilica este o rasă dintr-o pasăre, nu chiar așa, și este crescută pe malul mării, într-o curte și are aerosol marin. Bibilica, știu, are ouă din astea micuțe. Micuțe, nu? Da. Și dar aerosol marin adică? Păi, dar e crescută la mare. E crescută la mare și are... Aerosol. Eu mă gândeam ce mai e și ăla, meniul aerosol marin. De bine. Da, asta ați inventat-o acum pe loc? Nu! A, nu? Nu, e de adevăratele ce vă spun. Așa se numește? Nu, așa se numește, este bibilică crescută pe malul mării. Da, eu dacă mă duc la restaurant, să știu dacă cer bibilică aerisită la mare. Cu aerosol. Mai avem timp, Adrian, de așa, un minuțel? Da, un minut, așa, concluzia, dacă mai e ceva extrem de important. Un sfat pentru toate femeile ca să... menținem interesul. Oferim mai multe, da, îmbracă ochiul soțului tău cu ceva frumos. Îmbracă-te cu ceva frumos atunci când pleacă de acasă, să plece cu imaginea ta pe retină. Adică așa? Așa, da. Așa, da. Ca să nu iasă și să intre pe retina altă imagine. Vezi? Noi facem invers multe dintre noi și de multe ori. Ne îmbrăcăm acasă în pijamaua ponosită, vai de noi, și când ieșim în oraș sau la muncă fără soț, poate nici nu ne vede aranjate și ajungem acasă repede. Nu, e important să sunt câteva portițe pe unde ne vin informațiile. Vizual, auditiv, olfactiv, gustativ, kinestezic. Oferă-i soțului, mai ales pe vizual, când pleacă, să fie încărcată cu tine, mă. A, bine, și noi suntem pe auditiv, da? Mai mult, bărbații pe vizual, noi pe auditiv, și voi să ne spuneți nouă cât suntem.
de frumoase. Daniel Duță, mulțumim mult pentru cu prezență. Drag, poftă bună! Mulțumesc! Și așteptăm și noi meniul ăla aerosol mare. Aveți grijă că vă invit. Ce vorbiți la emisiune? Ben? Ce vorbim la emisiune? Cum da. Trebuie să cucerești un băiat sau o fată? Suntem în plină vacanță și e nevoie și dialogul acesta îl facem la emisiune. Și în plină vacanță e momentul să cucerim, să facem o cucerire, nu dacă suntem singuri, nu-i așa, Iosif? Absolut. Să știi cum să cucerești o fată. Absolut. Eu acum sunt în cucerire, sper să învăț mai mult. Bun, hai să vedem și cum o să fie vremea. Abi, ai văzut, telespectatorii te felicită pentru licență, le-a fost dor de noi, așa că ne dai vreme frumoasă. Bine v-am regăsit, Anisa, Grăuraș, dragi telespectatori, mi-a fost sincer tare dor de voi să vă aduc veștile bune despre vreme. Și spun vești bune cu mulțumirea că Anisa o să fie fericită, pentru că chiar dacă avem din când în când averse, vremea aceasta răcoroasă ne face vara mai frumoasă. Vom avea câteva ploi și averse în timpul nopții în majoritatea orașelor din țară, însă acestea nu ne vor afecta prea tare. Până la urmă vorbim de 20-30 de minute de ploi care se sfârșesc și doar răcoresc atmosfera. Bate vântul, dar nu-i mare problemă, pentru că este doar o adiere plăcută care ne îmbucură pe fiecare dintre noi. După cum puteți să vedeți, am schimbat decorul la rubrica Meteo și tot așa o să vă aduc în perioada următoare veștile bune, sperăm că o să fie doar bune despre vreme, dintr-un decor cât mai natural. Haideți să vorbim puțin și despre temperaturi. Vom avea la noapte cea mai mare temperatură la malul mării, o temperatură de 18 grade. În rest vom mai avea 10 grade la Timișoara, 12 vom avea la Iași și 15 la Galați, iar la București vor fi 14 grade. Temperaturile de mâine sunt normale pentru această perioadă și, din fericire, nu sunt caniculare. Nu vom avea temperaturi care să depășească 30 de grade, practic pragul critic de caniculă, așa că vom avea o vreme bună și numai potrivită pentru cât mai multă fericire și pentru cât mai multă voie bună. Sper că sunteți fericiți cu vremea asta și, uite așa, vă aștept și mâine la alte noutăți despre vreme, dintr-un cadru absolut superb, doar la Fresh Access. Monica Stan a venit în platoul Fresh Access cu o poveste frumoasă de viață, dar și de film. De fapt, o poveste demnă de film, Monica Stan, așa e? Bine ai venit la noi! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Monica, când am citit despre filmul tău, Imaculat, care a câștigat multe premii, vreau să te felicit pentru asta, a fost și debutul tău în regie, pentru că până atunci erai scenarist. Am fost foarte impresionată de faptul că, de fapt, tu ți-ai transcris povestea. Pe scurt, ca să înțeleagă cei de acasă și apoi o să las pe tine să povestești, tu, în adolescență, ai fost la dezintoxicare, iar mai târziu, când ai crescut, ai transpus experiența de acolo într-un film, într-un film de valoare pentru noi. Cu ce să începem? Hai să începem cu experiența ta. Este ok? E ok, okay. Da. N-aș zice că am transpus un film în totalitate, pentru că nu m-au interesat evenimentele propriu-zise care s-au întâmplat, ci mai mult genul de dinamică pe care am cunoscut-o în centru de dezintoxicare și relațiile pe care le-am format acolo cu ceilalți pacienți, majoritatea bărbați. Deci cumva coordonatele astea mă interesau în film, pentru că este o dinamică pe care am observat-o și ulterior, în alte contexte, nu doar în clinica de dezintoxicare. Câți ani aveai atunci? Aveam cam vârsta personajului principal, a Dariei, 18-19 ani, dar la mine s-a întins pe o perioadă mai lungă, cât de câțiva ani până am scăpat de adicție. În film e totul concentrat la câteva săptămâni, luni. Ce s-a întâmplat? Când te-ai rătăcit? Când, când te-ai pierdut pe tine, practic? Că de asta ajungi să ai o adicție. Și Cred că
E greu de zis, în sensul că e vârsta aceea e foarte fragilă și ești foarte vulnerabil ca adolescent. Eu veneam dintr-o familie bună, ceea ce oamenii ar considera familie bună, în sensul că nu se cunoșteau, nu exista vreun membru al familiei care să fie avut probleme cu drogurile sau cu adicția. Părinții mei, nu știu, mi-au oferit o educație, mi-au oferit dragoste, deci tot ce trebuia. Cu toate astea, cumva, eu am perceput mediul în care mă aflam, nu mă refer acasă neapărat, dar poate mai mult la școală, ca o presiune asupra mea și ca o presiune de a performa. Și cred că cuplată cu vulnerabilitatea vârstei și nesiguranța din anii aceia, a dus la o anxietate foarte mare socială pe care eu o aveam, dar nu o realizam, nu o conștientizam, pentru că nu se vorbea foarte mult în spațiu public despre anxietate, depresie și lucruri de genul ăsta. A fost anturajul? Când ai încercat prima dată? Păi am încercat iarbă pe la 16 ani, adică am început cu chestii mai așa, după care când am ajuns să iau heroină, aveam vreo 18-19 ani, cam așa. Dar ai încercat pentru că voiai să vezi cum e, cum orice adolescent poate e predispus la chestia asta, că poate noi când suntem la vârsta ne gândim, bă, oarecum e să încerc și eu. Eu, de exemplu, n-am încercat niciodată pentru că oarecum mi-e teamă că aș mai încerca o dată după. Tu da, de ce ai încercat? Aveai un anturaj mai diferit? N-aș zice, nu pot să zic că e doar anturajul, adică nu mi se pare că poți să pui genul ăsta de responsabilitate pe altcineva. E întotdeauna responsabilitatea ta ce decizii iei. Dar cumva, da, anturajul mi-a oferit ocazia, dar eu am avut deschiderea asta pentru... Aveai un iubit care consuma... Da, aveam un iubit. De fapt, asta e... Într-adevăr, adică consumul meu de droguri a fost foarte mult înlesnit de o relație cu cineva care consuma și el. Deci o relație toxică. La propriu. În opinia ta, cum e situația? A avut și părți toxice și a avut și părți bune care m-au făcut să cresc. Nu pot să o rezum. Tu privind în spate vezi totul ca pe o lecție de viață, adică ești cumva bucuroasă că ai trecut prin tot acest proces. Cred... în care te-ai descoperit, te-ai cunoscut pe tine, te-ai... Da, pentru că știu unde am ajuns acum, dar dacă poate fi evitat parcursul ăsta, încurajez să se evite genul. Adică, evident, nu mi se pare că e necesar să consum treci droguri ca să crești. Da. Când au aflat părinții tăi? Păi i-au aflat... cred că deja începusem să după ce începusem să consum heroină, mama mi-a văzut urmele pe mâini și atunci a dat seama. Și cum? Care a fost reacția ei? Ai recunoscut? Ai încercat să ascunzi de ea? Până la urmă am recunoscut, adică ai mei au fost, cum să zic, sunt niște oameni foarte iubitori și m-au sprijinit foarte mult, adică chiar dacă nu înțelegeau prin ce trec, încercau să înțeleagă și încercau să mă sprijine. Mai ales că nu se discuta, repet, eu am fost acum 18 ani în situația asta, deci atunci existau și mai puține informații despre adicție, despre probleme psihice la adolescenți și cu ce se și confruntă. Și ce s-a determinat? Te-au convins părinții sau ți-ai dat tu seama că nu e ok? S-a terminat relația ta cu acel individ? Cum ai ajuns în centru de dezintoxicare? Eu știam că nu e ok și că nu o să fac asta toată viața. Adică știam că e o chestie nocivă și cumva a fost doar că tot amânam să mă las. Și cumva a fost toată conjunctura că... într-adevăr, am și terminat relația, ai mei puneau presiune să mă duc și eu voiam să mă duc, adică chiar voiam să-mi recapăt cum viața. Cum te simțeai atunci când consumai heroină? Cum poți să-ți amintești acel sentiment? Da, păi te simți bine când consumi, adică de asta o și faci din nou, simți o plăcere în momentul ăla. Și ulterior? După aia... Da, odată ce devii dependent, intervine sevrajul. Ai simptome de sevraj. Unii mai rău, unii mai puțin, în funcție de cât de dependent cât ești. Cât ai stat în centru de dezintoxicare?
Eu am fost de două ori și am stat câteva săptămâni de fiecare dată. În ce constă această curățare, această dezintoxicare? Păi, odată ai o întâlnire cu psihiatru care spune diagnosticul, stabilește o doză de metadonă pentru că îi tratează în primul rând simptomele de sevraj în această primă fază și apoi ai și niște întâlniri cu un psiholog, mai mult pentru evaluare și pentru a-ți da niște indicații pe care tu să le urmezi după ce ieși din spital, când urmează să te duci și la psihoterapie și să continui și terapia pe lângă terapia medicamentoasă cu metadonă. La ce fel de dinamică te-ai referit când ai spus? Pentru că n-am înțeles exact în mod clar ce te-a fascinat atât de mult la acea dinamică. Despre ce exact? Am trecut la film, da? Da, da, pentru că ne aflăm în centru unde ea afla de dinamica asta pe care aș vrea și eu să o înțeleg la ce te referi. Înainte de a-i răspunde colegul meu, aș vrea să te mai întreb dacă mai știi ceva de fostul tău iubit. Dacă și deci el nu v-ați căsătorit. La... Nu mă, n-ai auzit că s-au despărțit. Asta dacă mai știi ceva de el, dacă și el a fost într-un centru de dezintoxicare, dacă mai știi ceva de el. Noi ne-am despărțit și n-am mai... Eu, în general, n-am păstrat legătura cu oamenii de atunci, pentru că odată ce m-am lăsat, m-am îndepărtat așa de... N-ai avut curiozitatea să te uiți pe Facebook, pe Instagram? Nu, am zis că e cel mai bine așa cum. Dar după ce v-ați despărțit, ne uităm noi. Păi stai puțin, da, că... glumim. Pe Instagram actual, nu? Că atunci nu cred că există, nu exista, Instagram. Da, nu există. Dar după ce te-ai despărțit, nu ai suferit? Nu voiai să te afunzi mai mult în chestiile astea? Ba da, am suferit, dar cumva tocmai la un moment dat ajunge suferința asta să fie atât de mare încât ea nu mai poate să fie rezolvată de heroină. Nu că ea ar fi fost vreodată rezolvată de heroină. Știi? Dar cumva heroina doar îți amână problema sau orice drog și la un moment dat te trezești cu o problemă extrem de mare pe care tu doar ai amânat-o. Și la un moment dat trebuie să te confrunți cu ea. Păi și totuși, cum te-ai vindecat? Adică după ce ai fost în acel centru și ai ieșit de acolo, te-ai vindecat? A fost un proces mai lung, adică am stat o perioadă pe metadonă, după care am fost la terapie, am rupt legătura cu mediul în care consumam și mi-am urmat studiile. Asta, și... da, ai putut să ți-ai înghețat anul sau cum? Da, primul an mi l-am înghețat, după care am fost la... facultate, mi-am reluat pur și simplu activitatea. Și spunea Ben de dinamica din de spital. Dinamică. Da, deci faza e că ce a fost fascinant pentru mine când am intrat în spital a fost diferența asta de percepția celorlalți asupra mea. Eu afară, în mediul meu normal, la școală și așa, eram... Bine, nu toată lumea știa că eu consum, dar vreau să zic că eram văzut așa ca un om corupt, un element corupt, o paria. Și am intrat acolo în spital și toată lumea era ca mine, dar nu doar că erau ca mine, mă puneau cumva mai presus de ei, pentru că veneam din alt mediu, erau mai puține fete în interior și cumva mă plasau așa pe un podium către care aspirau toți, știi? Adică m-au făcut să mă simt specială pentru un om care vine din... într-o zonă de nesiguranță și vulnerabilitate și se simte prost în mediul său. Bine, îmi pare rău că te întrerup, dar mie asta mi se pare normalitatea. Adică... În ce sens? Adică e normal să primească afecțiune, să se poarte așa cu ea. De nu ce? E ca și când ea ar fi făcut ceva, pentru că a fost o cădere a ei. În momentul în care omul e la pământ, în niciun caz nu arunci. Păi bine, dar toți de acolo erau la pământ, adică ea se referă la... Mă gândesc că te referi la personalul de acolo, nu? Se referă bănuiesc la colegii... La pacient. Da, și la personalul în alt sens, dar mă refer mai mult la ceilalți pacienți, da, la știi? Că deodată asta era cumva o normalitate, nu te mai judeca nimeni că ești drogat. Și mai mult, cumva... te investeau cu o anumită admirație și atenție. Dar, fără să vrei, intrai într-un anumit joc de putere în care exista un anumit schimb, știi? Ei te făceau să te simți bine, tu trebuia să-i faci să se simtă bine. Da, și genul ăsta de dinamică devenea un fel de, nu știu... Eu te folosesc pe tine, tu mă folosești pe mine. Dar cum se întâmplă asta efectiv, în mod...
practic? Păi, nu știu, mai mult, cum să zic, schimburi emoționale. Gândește-te că acolo ești izolat, nu ai niciun fel, nu ai televizor, nu aveai cel puțin când eram. Nu aveai televizor, nu aveai telefon, nu aveai acces, nu puteai vorbi cu nimeni din afară. De singura resursă pe care tu o ai sunt oamenii de acolo. Și singurul fel prin care tu te simți bine este prin emoțiile pe care tu ți le creezi și pe care ți le stimulezi prin ceilalți. Deci foarte multe erau chestii pe flirt, pe emoție, pe, nu știu, o nevoie de validare. Și despre asta e vorba în filmul tău, Imaculat, nu? Da, de exact. De unde e denumirea asta? Ține foarte mult de personaj și de cum e perceput personajul, pentru că așa am fost și eu percepută când am ajuns acolo, ca o fată pură, ceea ce înseamnă pur și inocent pentru concepția colectivă, dar care n-avea nicio legătură cu felul în care eram eu sau cine eram eu cu adevărat. Și albul din spital, probabil. Da, adică poți să o legi de mai multe chestii. Și mă rog, dinamica de care vorbeam e o dinamică de putere care se creează într-un grup în care există o ierarhie. Și mai ales când există dezechilibrul ăsta între femei și bărbați, când sunt mai mulți bărbați și mai puține femei și există oarecare competiție pentru fete. Cum da. Și practic filmul este despre cum ai văzut tu acum 18 ani acel moment din viața ta? Ai fi putut să-l scoți mai devreme? Cred că e bine când l-am scos, pentru că am procesat, am avut timp să procesez tot ce s-a întâmplat și cred că cu cât era mai aproape de eveniment, cu atât ar fi fost mai puțin procesate lucrurile și filmul ar fi ieșit altfel. Dar care e motivul pentru care ai făcut un astfel de film? Ce vrei să transmiți cu el? Care e firul? Morala. Care e morala? Firul, adică ce trebuie să înțelegi și unde se ajunge în cele din urmă la final de film? Nu am vrut să transmit o morală. Am vrut mai degrabă să transmit o experiență și privitorul din experiență să-și tragă propriile concluzii sau mai degrabă să-și pună anumite întrebări. Întrebări? Ce fel de întrebări? Pentru că filmul nu e doar despre adicție. E foarte mult despre felul în care ne raportăm la ceilalți și la felul în care imaginea pe care ceilalți o au despre noi se traduce în identitatea noastră. E un film psihologic, da. Foarte puternic. Da. Acțiunea se petrece doar în spital? Sau da, doar în spital. Da. Și cred că... Deci e un cadru restrâns, cumva nu se poate aplica majorității. Adică te poți identifica tu... Ca da, simplu... da. De, inclusiv bărbați mi-au zis deci. Care nu au avut adicție, care se identifică cu personajul Dariei. Pentru că asta e doar un setup, clinica de dezintoxicare. Ce se întâmplă metaforă, acolo... Nu e, de fapt, da, adică ce se întâmplă acolo... Adică poți fi poate... dependent și de telefon, de exact, exemplu. Exact. Și adicția de oameni, da, adicția exact. De relații sau de anumită stare sau de orice. Și... ce se întâmplă acolo, cu siguranță ți s-a întâmplat la școală sau ai văzut cuiva întâmplându-se, știi, genul ăsta de... Te așteptai să câștige atâtea premii? Nu, nu m-am gândit neapărat, adică când faci un film ești prea focusat pe film ca să te gândești la câte premii o să câștigi cu el, adică nu așa stau lucrurile, dar m-am bucurat când le-am câștigat. Tu ulterior ai terminat facultatea de... De psihologie. A, de psihologie, deci nu... Nu, de film. De nu. Film. Nu. Dar lucrez în film, adică scriam scenarii, pe tot parcursul facultății am scris scenarii și după aia am trecut la regie cu filmul ăsta. Unde putem vedea filmul? Acum vom avea o proiecție la Constanța, pe 21, și vom mai avea la Iași, la începutul lui august. Câteva zi, o proiecție de fapt și urmează să mai avem în Alexandria, tot în august la Vatra Dornei, sunt așa tot felul de... A fost la Cluj? A fost la Cluj, da, da. Chiar am avut, cred că săptămâna trecută, ultimele proiecții. Financiar? Cum ai reușit să-ți susții filmul? Să le... Păi producătorul meu s-a ocupat de asta. Am luat finanțare de la CNC. Da. Și câți actori sunt?
Sunt vreo 10 în pacienți, la care se adaugă personalul medical, mama, de să zicem vreo, trebuie să mă gândesc, vreo 14. Tu să joci tu rolul Dariei, nu te-ai gândit la asta sau nu ți-a dat nimeni ideea? Eu nu mai am vârsta Dariei. Okay, trebuia să pară o fată de 18. Păi puteai să nu machiaj, prindeai părul. Asta a fost, eu oricum aș putea să joc rolul unei fetițe de 16, deci oricum arăți foarte da, maxim tine. 19 ani. Da, maxim. Nu, pe cuvânt, am venit, vă mulțumesc mult pentru complimente, dar nu mai eram de vârstă. Adică se simte. Când vezi o fată tânără la casting, nu e doar cum arată, dar și maturitatea ei, felul în care se raportează și la... inocența și de la vârsta respectivă. Da. Cum era o fată care era puțin mai mare, chiar dacă arăta tânără, adică nu se vedea o diferență, dar se simțea în maturitatea ei, știi? Era ceva ce transmitea nu doar fizic, dar se vedea fizic, dar nu era o chestie de cât de tânăr arată, știi? La Cluj ați avut telespectatori? Am avut mulți spectatori. Spectatori, scuze. Da, am avut mulți, da. Care a fost feedback-ul lor? Cum ai simțit? Eu am fost surprinsă de cât de deschiși și de calzi au fost și cât de mult s-au identificat cu filmul oameni care nu au trecut prin experiența adicției. Din cauza asta zic că nu are legătură cu adicția de droguri neapărat, asta fiind doar setup-ul, ci mai mult povestea în sine care merge mai înspre universal, aș zice. Dar cât durează filmul? Cât durează filmul? O oră 54 de minute. A, da? Deci mai mult de o oră jumătate. E ok. E ok. De ce? Dacă era mai scurt, era rău? Da, dacă era mai scurt, poate, nu știu, adică te să te ține captiv, măcar. Da, ca măcar să ne dăm seama în ce parte a zilei putem să ne uităm la film. De exemplu, eu și soțul, când doarme fetița și suntem foarte obosiți, căutăm un film mai scurt, o oră, 30 de minute, dacă e și 54, are și 54 de minute, ce pe ăla îl vedem în altă zi când suntem mai odihniți. Da, știu. Spune-mi ce urmează pentru tine, o să continui tot pe zona asta de regie? Da, deocamdată da. Pentru că îmi place foarte mult și asta îmi doresc să fac, dar evident am și alte lucruri în vedere, adică sunt așa deschisă către necunoscut, să zicem. De ce nu te-ai dus pe psihologie? Ai făcut psihoterapie? Sau are ce? Legătură cu psihologia, să știi, mai ales dacă păi faceți da, mai ales filme din filmul astea psihologice. Păi da. Am vrut să merg, mie mi-a plăcut foarte mult psihologia, dar fix a fost o chestie de conjunctură. Fix atunci am fost acceptată într-un workshop de scenarii care dura 4 luni de zile și trebuia să mă mut în Amsterdam. Și atunci mi-am întrerupt studiile, tocmai terminasem facultatea și luând această pauză de 4 luni, acolo mi-am... Mă rog, m-am îndrăgostit de altcineva, mă rog. Era momentul? Da. Era ok de ce te-ai îndrăgostit, nu? Acum ești îndrăgostită. Era ok. Nu, acum nu mai sunt îndrăgostită, slavă Domnului, dar măcar acum am o viață stabilă. De ce? Când ești îndrăgostită, nu ai stabilă? Păi nu știu, toate, cum să zic, toate schimbările... Ai văzut că bărbații din... te duc în rău, probabil. Nu vreau să dau vina pe bărbați, dar de fiecare dată când a apărut un bărbat nou în viața mea, s-a destabilizat ceva, deci... Dar a dus către ceva păi bun. Cam așa se întâmplă pe momentul în care se stabilizează, te destabilizează înainte, știi? Da, dacă ajungi la stabilizare, e bine. După aia o să fie bine. Poți să și construiești alături de el. Da. Monica, era să spun Daria. Da. Mă bucur mult pentru că ai venit și ți-ai deschis sufletul. Promitem să ne uităm și noi la filmul tău. Și poate apare pe Netflix, poate apare, nu? Va apărea și online, care? Da. După ce terminăm proiecțiile astea, va mai fi și la București, la Festivalul de Film Feminist. E un film feminist? Da, în sensul că ce înțeleg eu prin feminism este, cum să zic, egalitatea de șanse, indiferent de gen și de clasă socială, de etnie sau așa. Deci, în sensul ăsta, da, este un... Nu contează, noi o să ne uităm. Imaculat, da. Imaculat, regizor Monica Stan. O să te mai invităm la Fresh Access cu vești frumoase și când o să fie platoul ăla. Gata.
Da, luăm o scurtă pauză de publicitate, rămâneți alături de noi, pentru că urmează omul care n-are nici zi de luni, nici zile de weekend. Este vorba despre Paul Manea, nomad digital, vine cu multe poze și experiențe de pe unde lucrează el, din Thailanda, din India, din super. Și apoi vine Victoria Baltag, regizor și prietena emisiunii Fresh Access, să ne povestească despre ce a mai făcut cu experimentul Pitești, exact. Cu filmul. Da? A organizat un eveniment caritabil ca să obțină fonduri pentru filmul ei. O poveste foarte, foarte frumoasă. Rămâneți la Fresh Access.
v-am promis la începutul emisiunii că o să-l cunoașteți pe cel care nu are weekenduri, dar nici zile de luni. Nu de alta, dar ieri a fost luni, azi e marți, nici marți nu e zi prea bună, așa. Dar bine, pentru Paul Manea cred că e o zi perfectă, nu? Bine ai venit la microfon. Noi la Fresh. Să-i dăm microfon. Bine v-am găsit. Mulțumesc că m-ați invitat. Toate zilele trebuie să fie perfecte și azi e o zi perfectă. Încerc să o fac perfectă și pe asta, acum încerc să le fac pe toate. Și dacă totuși nu e perfectă? Dacă nu e perfectă, respir un pic, stau așa cu mine, mă gândesc ce aș putea să schimb. Poate reușesc să fac ceva totuși. Te uiți să... pe pozele alea din, de pe unde ai umblat. Uneori mă oftic, dacă mă uit pe ele. Dar cum ești în România? Cum ești în România? Mie îmi place să călătoresc, dar mie îmi place foarte mult și aici, în țară și în Europa. Deci și călătorești o perioadă, după aceea te reîntorci puțin în țară. Exact, exact. Prefer să plec când e frig aici, adică sunt așa oportunist. Când e cald în Europa, în România, îmi place să vin aici, când e frig și îmi îngheață nasul, fug. Deci în țările calde în perioada... În general, în țările calde. Păsările migratoare, da, da, așa. Ca păsările migratoare. Dar mereu mi-a plăcut de ele și îți vreau și eu să fiu o pasăre migratoare. Și cât stai în România? Acum am venit să stau 2-3 luni să mă bucur de România, să mai merg poate și prin alte țări din Europa. Mi-a fost dor, fiind în Asia vreo 5 luni, mi-a fost dor puțin de civilizație, de aerul ăsta. De... Adică acolo nu e civilizație? E civilizație, dar e un pic haos. Exact. Adică e o combinație. Traficul e haos, multe lucruri sunt dezorganizate. Unde ai fost? Am stat în Bali vreo 6 luni și am mai călătorit pe lângă, mai ales la întoarcere, dar acum am simțit să merg acolo și să văd, să explorez zona aia din mai mult. Din ce am înțeles, mâncarea e foarte ieftină în Bali? Mâncarea e foarte ieftină, da, mâncarea e ieftină. Costul de viață în Bali e foarte ok în ultima perioadă, mai ales comparând cu cel de aici, cel din Europa. Adică poate costul e la fel, hai să zicem că e cam același cost cu cel din România, dar ceea ce primești pentru banii aia este un pic altfel. Mm-hmm. Adică, la ce te referi? Adică ce primești pentru banii aia și nu primești aici? Păi, de exemplu, pentru cât dădeam eu pe o vilă cu piscină pe o lună, probabil că aș putea să-mi iau și o două nopți la Mamaia într-un weekend. La modul ăsta. Calitatea hotelurilor, calitatea cazărilor... Păi înseamnă că sunt prețuri mai scăzute. Adică da, mai da, da, da. Adică poți să te duci și sus în preț, nu înseamnă că e ieftin neapărat, poți să trăiești un lux liniștit dacă vrei, dar atunci când plătești o sumă pe noapte pe un hotel, mă, știi că primești ceva frumos, ieși afară și te simți ca în paradis, este o piscină frumoasă, este un view mișto, stai într-o cameră ca lumea și cu oamenii care îți zâmbesc când te servesc și când te ajută cu ceva. Știi? Noi ne știm de vreo 8 ani, 9 ani, nu știu, tu ești de 12 ani nomad. Cam așa, digital, da. Dar cum te-ai trezit tu la un moment dat să-ți dai demisia și să pleci așa în lumea largă, fără bani, fără plan, fără nimic? Ce te-a determinat să faci asta? Cred că mi-a plăcut întotdeauna aventura, să îmi place foarte mult să simt sentimentul ăla că urmează ceva și nu știu exact ce și că va trebui să mă descurc. Și urmăream și eu, ca toți, pe vremea aia, câteva bloguri de călătorie și am zis, cred că mi-ar plăcea să fac asta. Dar a fost și pentru mine un moment în care foloseam, acum 10 ani, couchsurfing, dacă mai știți. Era conceptul ăsta de primeai oameni la tine și mergeai la alți oameni și nu plăteai. Și eu primind oameni, veneau la mine tot felul de oameni, cu tot felul de povești, care făceau autostopul, care călătoreau prin toată lumea. Și vedeam că n-au bani neapărat, dar trăiau foarte mișto. Și am zis, bă, dacă oamenii ăștia pot... Trebuie să pot și eu. Îți dai seama, au venit la el unii care făceau autostopul. Cred că dacă ar veni la mine aș fi zis, Doamne, să n-ajung niciodată în situația asta. Săraci, da. Știi? Pentru, depinde de fiecare. Depinde și de etapă. Acum nu aș mai face da, și de etapa în care te afli, îți dai seama. Da, hai să vedem înainte că poate unii oameni nu înțeleg ce este un nomad digital. Un nomad digital este cumva un mod fancy așa de a spune că lucrezi online și călătorești. Iar atunci când călătorești, mai și lucrezi sau lucrezi, ca și când ai fi acasă, iar în general un nomad digital pleacă pe termen mai lung, adică nu e neapărat conceptul lucrez 2-3 luni acasă, după care plec o săptămână în vacanță, ci eu mă duc și locuiesc 2 luni undeva în timp ce lucrez, am cumva un program normal, dar locuiesc în altă țară. După care poate mă mut în alt loc și lucrez de acolo. Adică eu am o viață normală de muncă, dar lucrez online și mă plimb din loc în loc. Cât de vechi e conceptul ăsta de nomad digital? Ai spus că acum 12 ani ai început, nu?
Conceptul e probabil cam de când a început internetul să fie mai ok și să apară primii programatori și primii oameni care lucrau exclusiv online, care erau mai puțini acum 10 ani, 12 ani, dar acum fiind foarte mulți care pot să facă treaba asta, cumva a devenit mai popular conceptul. Și a trebuit cumva să avem și un nume, o etichetă ca să recunoaștem treaba asta. Dar e vorba doar de libertatea asta de a nu fi legat de un birou într-un singur loc și nu înseamnă că poți să pleci tot anul, înseamnă că îți permiți să faci asta, nu știu, poate 2-3 luni din an. Și dar totuși alte lucruri care te leagă de țara ta, nu știu, mă gândesc, prieteni, o iubită, familia, părinții, poftim, nu... Cum a fost să le spui, știți, eu o să plec... Nu știu pentru cât timp, o să-mi dau demisia, mamă, tată, ne vedem peste 6 luni sau 3 luni. A fost, mi-aduc aminte că a fost un pic, nu greu pentru mine neapărat, dar am avut reacții de genul unde te duci. Prima oară am plecat în India și era unde te duci acolo, în India, ce faci tu la ăia, știi? Și de unde bani, de unde bani, dar cum stai? O să câștigi, dar știi unde să stai, dar unde mergi acolo, dacă îți pățești ceva și toate fricile astea pe care de altfel le aveam și eu, adică și eu mă gândeam la ele, dar nu așa de mult. Și evident că oamenii au încercat să-mi spună unde te duci, da, ai grijă, dar de ce nu te duci în Grecia, dar ce Bulgaria nu-ți mai place și lucruri de genul ăsta. Și eu am zis nu, că eu vreau să văd lumea. Apoi, de fiecare dată când mă întorceam, oamenii îmi ziceau, ok, și acum te-ai liniștit, da, ai fost în India și acum stai. Zic, nu, că mi-a plăcut, mai merg o dată. Și în timp, oamenii cred că s-au mai obișnuit și cu conceptul ăsta, au văzut că m-am dus, m-am întors, am fost safe. Și au început să mă întrebe cum să facă. Ca să călătorești, bănuiesc că trebuie să știi engleză. Cum te descurci dacă nu știi engleză peste tot? Și apoi bănuiesc că trebuie să ai un job online sau altfel cum faci? Adică nu cred că oricine poate să facă asta. Nu cred că există neapărat o rețetă fixă, dar cu siguranță dacă ai un job care îți permite să lucrezi online sau o afacere care îți permite să mai faci pauze sau să o faci online cumva, e mai bine, e mai ușor. Dar în călătoriile mele am întâlnit o grămadă de tipuri de oameni care fac treaba asta și nu există neapărat un tipar. Unii muncesc foarte tare 3-4 luni după care și-au liber și mai fac ei ceva online sau acolo unde călătoresc, nu știu, mai fac poze sau, știu eu, țin un curs de yoga sau ceva. Și găsesc soluții, adică nu există neapărat un standard. Eu cred că cu puțină dorință oricine poate face lucrul ăsta, chiar dacă acum să zicem că te găsești într-un job care te ține de la 9 la 5 la un birou. Dacă tu îți dorești în sufletul tău neapărat să călătorești, sigur, nu se va întâmpla în 3 luni, 6 luni, foarte, foarte repede. Poți să-ți faci un plan pe termen lung în care să-ți creezi poate un business, să-ți mai iei ceva pe lângă, să faci tranziția de la un job normal la un job în care să lucrezi online și să începi să pleci. Și iarăși, nu trebuie să o faci din prima. Gata, am plecat, ca 3 tine. Ani. Eu așa am crezut că o să plec și nu o să mai întorc, dar uite, cum ziceai mai devreme, lucrurile astea, familia, prietenii... Da, să zic, tu nu te-ai sătura să călătorești atât, efectiv să simți nevoia unei stabilități, să te stabilești într-un loc, poate odată cu trecerea anilor, na, ai nevoie de o stabilitate cumva. Am simțit să mai mă opresc și cum a venit pandemia, am stat un pic mai mult aici, am stat puțin într-un singur loc, am simțit să mai stau mai mult într-un loc, dar locul ăla nu înseamnă neapărat că ar fi România. Simțeam doar să nu mai mă mișc așa de mult dintr-un loc în loc. Devin obositor, ajunsesem la un moment dat într-un moment în care, știu că eram în Vietnam, în Saigon, parcă și nu mai aveam chef să ies. Nu mai aveam chef să văd. Cum e Vietnam? Am auzit că e o țară senzațională. Mi-a plăcut, e o țară foarte frumoasă, sunt câteva locuri senzaționale, nu este neapărat în topul preferințelor mele, e foarte agitat, divers, mă aduce puțin la China. Unde ți-a plăcut cel mai mult? Mi-a plăcut foarte mult în Filipine, unde am fost întâmpinat de oamenii ăștia care erau foarte primitori și foarte ok și am și putut să vorbesc cu ei, că vorbesc engleză și mi s-au părut foarte calzi așa, în general. Mi-a plăcut foarte mult perioada din Medellin, din Columbia, unde am descoperit o cultură foarte similară cu a noastră, n-ai zice că sunt la capătul celălalt al lumii, dar sunt foarte similari românilor, inclusiv Dacia 1300, adică la modul ăsta. Și a fost foarte primitor și era așa un vibe de aventură, dar o climă perfectă, un oraș care e în mijlocul junglei, dar cumva oraș cu tot ce aduce asta.
Îmi place foarte mult în Bali. Nu ai temeri să te duci în toate locuri? Tu călătorești singur? Acum călătoresc mai mult singur, am călătorit destul de mult în cuplu. Legat de temeri, am tot timpul temeri. Nu e vorba de asta. Eu frică și anxietate când plec undeva într-un loc nou, simt tot timpul și cred că toată lumea simte. Nu înseamnă că eu sunt neînfricat și eu pot să merg acum, mâine, nu știu ce țară din Africa și n-am nicio grijă, nicio temere. Adică dacă mai ești cu cineva, mai e cum mai e, dar să fii singur. Când a ta iubită mai avea grijă și de ea, avea stresul la dublu. Dar oricum e mai ok cu iubită decât singur. E mai ok că dacă te răpesc, măcar să te zdoc. Măcar s-a întâmplat vreodată să te răpească. De ce nu? Dar ai întâlnit probleme din astea? Ai avut? Au mai fost provocări, dar probabil că și sunt un tip așa, sunt axat să previn lucrurile, dar am făcut destul de multe lucruri nebune. Nu mi s-a întâmplat lucruri nasoale, deși am fost în multe situații cumva care erau periculoase, mai ales în America de Sud, unde totul e așa, e un vibe de ăsta de pericol în jur și auzi tot felul de chestii. În Mexic sau? Mexic mai puțin, nu mi s-a părut așa de tare, dar în Colombia, în Peru și în Ecuador puțin, unde vezi tot timpul că sunt oameni cu mitraliere care păzesc KFC-ul, știi, adică te gândești McDonald's un pic. McDonald's și Pizza Hut, așa, ca adică să le, să nu facem reclamă. Au, da, scuze, au oameni care îți părăzesc mall-ul cu o mitralieră și când te duci la mall și tu vezi un om cu mitralieră acolo, te gândești, dar de ce? Știi? Și atunci e un pic mai dubios din punctul ăsta de vedere. Deci tu crezi că o să faci totuși asta toată viața? Nu te gândești la o familie? Eu nu când am o să ai un copil, spre exemplu, cum o să faci? Când o să meargă la școală? Când o să meargă? Sau te gândești o să fac asta până la un moment dat, cât o să simt? Nu o gândesc cu termen limită, pentru că eu mă iau foarte mult după exemple, cumva. Ce exemple am văzut? Și am văzut foarte multe familii cu copii, foarte mulți părinți singuri cu copii, și nu unul, doi, trei, care au călătoreau și călătoreau mai mult și mai intens decât o făceam eu. Așa că eu nu am numai modelul ăsta, gata, fac copil și mă așez. Acum vorbesc în necunoștință de cauză că nu am copil și nu știu cum e și am auzit că nu e ușor. Mi-am dat seama că vorbești în necunoștință de cauză. Sunt convins că nu este ușor, însă am prieteni și am văzut foarte multe exemple cu copii, de familii cu copii, care călătoresc foarte mult. Ok, poate o iau un pic mai încet, iau și treaba asta în considerare, dar tot o fac, știi? Și cred că e tot vorba de barierele mentale pe care le punem noi și cum am fost învățați și ce exemple avem în jur și ce ne zic ceilalți. Și odată ce ieși din tiparul ăsta și vezi că se poate și altfel, o să ai și tu alte perspective și să vezi alte oportunități. Știi? Și ai avut o relație de 6 ani, spuneai? Da. Și tu ai spart un mit. Faptul că trebuie să te plimbi, să călătorești, să schimbi peisajul ca să renască iubirea. Voi care v-ați plimbat atât și v-ați putut să vă iubiți în atâtea locuri, ce s-a întâmplat? De ce se termină o relație? Mai ales că v-a unit pasiunea asta pentru călătorie. Da, ne-a unit pasiunea pentru călătorie și în continuare am rămas prieteni foarte buni. Adică nu cred că ține numai de călătorie. Cu siguranță, ca să o iau așa, ajută faptul că ești într-o relație și ai mereu provocări noi, experimentezi lucruri noi, ajută și ai tot timpul ceva de vorbit, crești cumva în același timp și împreună, dar etapele sunt diferite în viață, indiferent ce faci și cum faci, la un moment dat lucrurile se despart și există viziuni diferite și lucruri pe care fiecare trebuie să le facă. Ai avut relație doar cu românce sau și cu localnice de pe unde te-ai plimbat sau... Am avut relații și cu localnice. Multe tot. Da, că sunt curioasă. Nu întâlnești nomad digital pe toate drumurile. Nu, relații. I-a zis-o mai frumos. Da. Relații de lungă durată, nu, dar relații mai de scurtă durată. Mai pasagere. Da, astea sunt termeni relativi. Da, am mai avut și în alte țări și cu alte... No. Localnic. Descoperi și alte culturi. În China ai fost? În China încă nu. Încă n-am fost în China. Europa o cunoște? Ai vizitat-o pe toată? N-am vizitat-o pe toată, dar la un moment dat mi se părea că e... știi mie, când stau în Europa mi se pare mai mult, mi se pare prea organizat și vreau un pic de nebunie. Și atunci am zis, hai să mă duc să văd nebunie. Când stau în haos mai mult zic, bă, da, ce mișto era la... Da. Niciodată nu te mulțumești cu...
vrei mai ceva ordine. Permanent pentru o lungă perioadă de timp. Da, probabil că e ceva la mine, nu știu, da, doresc un pic nu, de... Nu, cred că așa e omul în general, da, întotdeauna da. Vrea... Să mai schimb, da, nu neapărat des, dar așa pot să apreciez lucrurile. Când am plecat prima oară în România, zis, mie nu îmi place în România, nu mai vreau să mă întorc. Am văzut alte țări și acum sunt, bă, dar e frumos aici. Păi asta zic și noi, aici. Am fost, de exemplu, în mai multe țări și când plecam, adică când eram în România, îmi doream să merg acolo, când eram acolo, după câteva zile, acasă. Îmi doream să mă întorc acasă. Exact. Adică, acasă. Așa e, da. Nu știu, în general omul, da, nu e că e o problemă la tine, ești foarte ok. Ai avut călătorii inițiatice, să mergi undeva, nu știu unde, ai te-ai schimbat complet, ai plecat alt Paul de acolo. India a fost prima țară în care am fost eu în Asia și aia m-a schimbat complet pentru că oamenii acolo au trăiesc cumva, eu zic, într-o altă realitate complet, un alt stil de viață complet, e altceva. Mi se pare că nu ai nevoie să te duci să găsești extraterestri pe altă planetă, să vezi un alt stil de viață, te duci în India și sunt tot oameni, dar alt stil de viață, alt mod de a vedea simplitatea, lucrurile. Simplitatea, fericirea aia, nu aș zice numai asta, dar... Te duci, mergi cu rickshaw două ore și e ca într-un film live, nu te plictisești, nu trebuie să spui muzică, vezi tot timpul lucruri noi. Și acolo văzând că oamenii trăiau altă, total altă realitate, cumva mi-a dat și mie ideea că, bă, dar și eu pot să mă reinventez. Ce am învățat eu că sunt sau modul în care am învățat eu să mă comport sau știu eu. Asta nu e neapărat corect. Nu e neapărat corect. Nu ăsta e singurul mod. Poți să găsești și alt mod de a fi. Și cu mindset-ul ăsta am început să mă uit din nou la viața mea, zic, ok, ce pot să schimb și la mine ca să, nu știu, să fiu eu mai aliniat cu mine, mai fericit, să fac ce îmi doresc. Și asta a fost, aș putea să zic că e o călătorie inițiatică din tot ce am făcut. Astfel, na, dar tot poate ce am... nu ești genul spiritual în căutare de... Sunt și genul spiritual, că în Bali am stat în Ubud, care este așa o bulă ultra spirituală, cumva, pentru că am încercat să caut alte răspunsuri, cumva... A fost o perioadă în viața mea când călătoream, aveam tot, aveam iubita, aveam călătorii, aveam business și observam că ajungeam în locuri super, super frumoase, idilice, o plajă de asta superbă din wallpaper și eu nu eram neapărat fericit, nu eram puțin supărat, nervos, că îmi bate soarele, că nu am nu știu ce și da, de ce am ajuns și am trăit experiența asta pe care mi-o doream. Oare de ce? Înseamnă că mai e ceva ce n-am rezolvat eu la mine. Și atunci... găsit acele răspunsuri? Am găsit o parte din răspunsuri, nu știu dacă poți să găsești toate răspunsurile, încă mai caut, dar am început să fiu mai bine cu mine și să înțeleg lucrurile care mi-aduc mie pace. Deci dacă eu am poate întrebări și caut răspunsuri, trebuie și eu să mă apuc să plec. Le afli la Ben. El are răspunsul la toate întrebările tale. Da. Dacă e să privești în urmă, care sunt cele mai mari beneficii pe care le ai în urma anilor ăstora de călătorie? Cred că un lucru pe care l-am integrat este flexibilitatea asta și capacitatea de a mă adapta și a nu fi temător dacă se schimbă lucrurile. Da, viața e continuă schimbare și ne ținem de lucruri stabile, să găsim o stabilitate în ceva și avem senzația că unele lucruri sunt stabile când nu sunt neapărat. Și eu am găsit cumva stabilitatea în mine și mă adaptez mult mai repede la lucruri. Și cum a fost pandemia, până n-a fost atât de șocantă și toată treaba asta cu statul acasă și m-a adaptat repede. Da, în pandemie ai stat acasă? Am da, venit fix înainte să din Bali, fix înainte să instituie lockdown. Și ai rămas... Deci cumva nu ți-a fost atât de greu, cumva aveai nevoie de... o perioadă de stagnare, de stabilitate. Da, da, da. Și lucrând de acasă, de mult timp eram obișnuit să nu ies. Și n-a încercat mama ta să te convingă să rămâi, dacă tot ai stat atât acasă, să nu mai pleci? Acum nu mai încearcă neapărat, pentru că, deși își dorește să stau pe lângă ea, e bucuroasă când trăiesc viața. Pe ea n-ai luat-o cu tine în călătorie? Urmează să o mai iau și pe ea în călătorie, dar ea e total alt stil. Eu sunt boia neagră la familie, așa, cu toată nebunia mea. De asta îți place negru? Da, am zis să fie reprezentativ. Tu mai ai frați? Adică ai călătorit cu ei sau ești singur? În... Am un frate și o soră mai mari decât mine, mai stabiliți așa, mai familiști puțin. Și ei au alt stil și ei călătoresc, dar au alt stil decât mine, sunt și mai mari decât mine. Și cu ei am călătorit de mai pe aproape, prin țară, pe lângă. Suntem diferiți ca stil, înțelegem foarte bine, dar suntem diferiți. Care sunt cele mai faine locuri pe care le-ai vizitat? Dacă e să ne raportăm la Europa, la Asia, America de Sud?
În topul... N-ai pomenit de Statele Unite, ai fost și acolo? Încă n-am fost în Statele Unite. Cumva când am fost să merg în zonele astea, l-am lăsat la final, așa că am zis, mă, decât să merg o lună în Statele Unite, mai bine mă duc 5 în Asia. Uh-huh. Și n-am fost acolo. Mi-a plăcut foarte mult în... Asta foarte mult în Tenerife, una din tot arhipelagul ăsta de Canare, este preferatul meu. Mi-a plăcut, cum am zis, Columbia, mi se pare o țară care nu e vizitată suficient de mult. Mi-a plăcut partea de Mexic, Filipine, am fost în zona Bohol, Cebu. Acum ai filmat de copywriting sau cu ce te ocupi? Da, am început acum mai mulți ani prima agenție de copywriting din România și am început să fac copywriting și eu singur și... Ai și angajați, bănuiesc acum? Am avut și angajați, acum nu mai am. Și am făcut treaba asta. După aia am început să fac pe e-commerce ceva, să vând produse fizice și alte lucruri pe lângă orice îmi permitea să lucrez online, să fiu liber. Bănuiesc că viața nu e întotdeauna roz, așa că aș vrea să știu, am ascultat părțile frumoase, ce îți lipsește, ce nu ai ca nomad digital? Care e cel mai mare dor? Nu e roz, câteodată te simți și singur, câteodată te simți deconectat, câteodată te simți trist că vezi și lucruri care nu sunt neapărat frumoase, adică da, vezi lucrurile astea, plajele și nebunile, dar vezi și suferință, vezi și mulți oameni săraci și te gândești, da, de ce, dar eu cum pot să fac să ajut, dar care e treaba cu lumea asta, cum pot să am și eu un pic impact. Câteodată ești foarte obosit și când ești foarte obosit, mai te simți și mai puțin bine, ca să zic așa. Ești departe de prieteni, ești departe de familie, te simți și outsider. Eu câteodată mă simt outsider, că nu fac lucruri așa cum ar trebui să le fac. Adică toate sentimentele astea pe care le-aș putea avea și acasă sunt și în călătorie. Înseamnă că dacă călătoresc mă simt numai bine. Nu, departe de asta. Doar că mă simt prost în altă parte. Dar ce te împlinește la ora actuală? La ora actuală mă împlinește toată creșterea asta personală și experimentare. Sunt, cred că, într-o etapă de învățare și acum îmi place să experimentez, să învăț și să înțeleg cum pot și eu să am impact mai departe. Îmi place foarte mult să cunosc oameni, să văd exemple, să înțeleg și treaba asta mă împlinește destul de mult. Și să construiesc, că de asta îmi place partea de business, dacă pot să construiesc un business, un sistem, să văd că merge. Îmi place foarte mult să creezi pe partea dacă asta. Dacă ai călătorit atâția ani, de ce nu ți-ai făcut un vlog? E în trend, e și Backpack Your Life, Hai Hui, sunt destul de vizualizați. Am avut și mai am un blog, dar nu prea mai scriu pe el. A fost un moment în care m-am gândit să fac treaba asta. Nu am vrut să o fac pentru că nu am vrut să-mi sacrific cumva. Simt eu că dacă aș începe să filmez tot timpul ce fac, a sacrifica experiența momentului respectiv. Și eu vreau să mă duc undeva și să mă bucur. De-aia merg să fac bani din alte lucruri și eu când mă duc undeva doar să experimentez ce acolo și nu să stau să mă gândesc ce poze pot să-mi fac, cum să filmez. Da, dar poate sunt oameni care pot afla ceva bun din ceea ce le transmis tu. Adică poate vor să ajungă acolo. Impact, cum spuneai tu, cum pot să am un impact. Asta ar fi o modalitate. Cu siguranță ar fi și nu ne chestia asta. Eu aș vrea să fac ceva ce consum și eu. Eu, în general, nu mă uit la bloguri de pe... Nu vreau să știu cum e un loc prea mult. Eu mă uit la informațiile de bază și după aia vreau să fiu surprins. Da. Nu vreau să mă uit două ore să-mi arate altcineva cum a fost. Oricum ca e să... un unghi subiectiv. Adică nu e subiectiv. E foarte bine că există și câteodată mă uit și eu și apreciez foarte mult ce fac vloggerii și de la noi. Mi se pare absolut genial și mă bucur că o fac. Nu a fost pentru mine, cel puțin până acum, să fac treaba asta. Eu am vrut să dau mai mult idei de mai practice sau cumva să insuflu un mindset nou, să le arăt oamenilor, băi, se poate, indiferent ce crezi tu că te oprește în momentul ăsta, e o scuză cumva și cu siguranță se poate rezolva. Bine, sunt situații și situații, nu înseamnă neapărat că toată lumea, dar eu cred că majoritatea oamenilor, dacă își doresc să călătorească, ar putea găsi o soluție să o facă mai mult. Da. Paul Marea, mă bucur mult că te-am cunoscut față în față. Eu am făcut un material cu el acum 8-9 ani pe Skype. Nu mergea netul foarte bine, nu știu pe unde erai, pe la am plajă. În Thailanda, da, pe cameră de hotel, pe undeva lângă plajă. Da. Uite că acum ne-am întâlnit și în platoul Fresh Access. Mă bucur că te-am prins în România.
Și să ne vedem cu bine. Mai vii la Fresh până pleci, da? Dacă m-ai invitat, sigur. Da, mulțumim. Te așteptăm cu drag. Mulțumesc și eu. S-a venit Abi peste noi cu știați că te ascultăm. Abia așteptăm să vedem ce nu știm să ne spui tu. Dacă structura ADN unei persoane ar fi aliniată, aceasta s-ar întinde pe o distanță, de la Pământ la Pluto și înapoi. Această curiozitate este despre corpul uman, iar astăzi vom afla împreună mai multe lucruri interesante despre această mașinărie care ne este alături din prima zi de existență până la ultima suflare. Știați că o persoană adultă folosește 200 de mușchi pentru a face doar un singur pas? 200 de mușchi doar pentru un pas. Asta înseamnă că dacă în fiecare zi facem din ce în ce mai mulți pași, folosim toți mușchii, îi punem în mișcare și asta ne ajută să ne menținem tonusul muscular, să slăbim, să ne îngrășăm, să punem masă musculară, oricum, să fim mai sănătoși. Știați că scheletul uman se reînnoiește complet la fiecare 10 ani? Despre corpul uman putem să mai știm că organismul nostru detectează gustul în 0,015 secunde. Asta înseamnă mai repede decât atunci când clipim. Creierul uman poate citi până la 1000 de cuvinte pe minut. Este foarte important ca în fiecare zi să ne rezervăm timp pentru a citi, dacă nu o carte fizică, măcar o subtitrare, măcar un mesaj. Important este să ne dezvoltăm această latură și cine știe, poate în timp ajungem să citim 2000, 3000, 5000 de cuvinte pe minut. Există chiar concursuri în acest sens. Știați că inima bate de 35 de milioane de ori pe an? Creierul nostru conține 86 de miliarde de celule nervoase unite între ele prin 100 de trilioane de conexiuni, mai mult decât numărul de stele existente în Calea Lactee. Iar ultima curiozitate de astăzi de la rubrica Știați că este legată de salivă. Pe parcursul vieții producem în medie aproximativ 25.000 de litri de salivă. Aceasta este o cantitate suficientă pentru a umple două piscine. Uite, ne culturalizăm, cum a spus Victoria Baltac, bine ai revenit la noi. Am primit aici niște broșuri, Victoria. Dublă licitație caritabilă pentru experimentul Pitești. Arată foarte bine broșurile și văd aici Dumitru Prunariu. Fotografie cu autograf de la primul roman care a călătorit pe lună. A, serios? Adică el și-a, da. Practic, a pus la licitație, a scos la licitație un obiect personal de asemenea valoare? Da. Și mai mulți, sunt mai mulți. Și Cristi Puiun a donat ceva, un material unic, practic o bucată din pelicula pentru Sierra Nevada. Da, uite aici, Victoria Baltac, scenariul pe care a lucrat maestrul Ion Caramitru. Da, acela lui licitez eu. Acestea sunt notițele dumnealui? Da. Da. Și ale mele, că scriam împreună cu fixul. Da. Deci aveți aici... Sunt niște obiecte unicat. Un obiect foarte de valoare culturală, artistică, educațională, toate pe care sunt acolo au această valoare. Avem și picturi. Astea sunt la licitație încă. Am văzut unele, le-am dat, unele asta sunt zic, deci n-au dispărut, nu ați făcut din nou actualizat cu cele care au dispărut, să rămână doar cele care mai sunt. Dar voi peste moment așa de repede. Voi n-ați văzut că fata avea lacrimi în ochi și a dat scenariu. Opriți-vă puțin. Păi... lipsă de buget, n-am actualizat. S-au dat câteva și următoarele se dau pe același catalog. Victoria, unde ai vrea tu să ajungă acest scenariu pe care l-ai scos la licitație cu 1000 de euro? La o persoană care iubește cultura, educația și filmul românesc. Este foarte important la cine merge. De asemenea, este foarte important ce persoană licitează și cine sunt aceste persoane. Tocmai am dat unul dintre tablourile de acolo. Este semnat Adrian Sabadâș. Este un, cred că pe prima pagină, Anisa. Pe prima cealaltă. Aha. Așa, da. Și este un artist
care a fost inspirat de ceea ce s-a întâmplat în timpul ororilor comunismului. El a descoperit că are și rude care au trecut prin închisorile comuniste și acesta a pictat este patul de acolo, unul da. Dintre. Ei, și asta spuneam, că și pictorul m-a întrebat la cine merge tabloul lui. Deci este foarte important ce avem și la cine ajunge ceea ce avem noi de dăruit. Mai acolo, lângă Sabadâș, avem un Iarca original. Acest tablou costă 16.000 de euro. Este un tablou pe care Costel Iarca mi l-a dăruit în 2018, dar este și o referință acolo. Tu atât de bogată ești, deci tu ai un tablou care valorează, pornește suma așa de la 16.000 de euro. Își țin în casă. Nu, dar nu ne spune unde, te rog, nu ne interesează. Ne spui să emisiune. Eu nu știam că este atât de valoros. Bineînțeles, este un artist extraordinar de valoros pentru mine, pentru că mi-este prieten. Dar mergeam când mi l-a dăruit, mergeam cu el în metrou. În Chicago, eram în centrul Chicagoului, are o galerie de artă acolo și n-am știut. Deci umblai cu comoara pe stradă da. Și nu știi. Exact, până am ajuns în România și din curiozitate, după ce am dat ad pe Instagram și așa mai departe, am intrat pe galeriile de artă care vând picturile lui și când am văzut prețul acestui tablou. Unde putem intra pentru sunt. A licita? Unde da. Putem intra? Pe ce site găsim? Pe pagina de Facebook a filmului, este cel mai ușor. Deci este experimentul Pitești pe Facebook. Exact, exact. Și acolo o să fim redirecționați către... Este eveniment cu licitația, unde oamenii pot să acceseze pagina respectivă și de asemenea să aibă acces la catalog sau să-mi scrie că doresc catalogul și vor primi personal. Ce faci tu cu banii? Păi, avem un generator furat de pe platourile de filmare din 2015. Eu zâmbesc acum, dar ar trebui să nu zâmbesc. 2015, pentru... wow! Da. Wow. Sunt, era vorba despre 10.000 de euro, va trebui să plătim 7. Asta una, avem datorii la lumini, sunt cei 120 de actori și 600 de oameni care au lucrat în spate. Cred că s-au prescris toate, Victoria, au trecut 10 ani. Da, dar nu putem să prescriem acestea, pentru că mi-am luat o responsabilitate, am promis și filmul este gata și avem cu ce să ieșim în față, cu capul sus, suntem mândri de ceea ce am realizat și vom fi cu toții remunerați. Prin licitație sau prin alte metode, cine dorește să se implice într-un fel sau altul, prin servicii chiar, să ne anunțe. Dar de unde ți-a venit ideea să faci această dublă licitație caritabilă? Păi, Anisa, uneori vin lucrurile la mine. Păi da, am da. Colectat în anii ăștia, din 2015 până acum, cât timp am lucrat la film, obiecte. De exemplu, Adrian Sabadâș m-a contactat, m-a găsit pe Facebook și mi-a scris: uite, eu sunt artist plastic, doresc să-ți dăruiesc, să-ți donez această lucrare, iar tu să o licitezi, asta era în 2018, și cu banii pe care îi vei scoate din licitație să finanțezi filmul. Dar lucrul acesta nu s-a întâmplat, pentru că nu aveam suficient networking, nu aveam oamenii care să mă ajute, nu aveam spațiul necesar, nu era momentul. Și atunci am păstrat tabloul lui Adrian, pe care l-am expus și la TNB și i-am făcut o frumoasă călătorie, ca să zic așa, și o să mai facem și prin ICR mai târziu. După aceea s-au strâns alții, este vorba despre o groază de artiști. Pentru că fiind artist, am prieteni artiști. Am observat că ai și susținere din partea Teatrului Național. Tu ai făcut, nu? Odată cu participarea regretatului Ion Caramitru în acest film și credibilitatea ta și faptul că ai demonstrat că ești un om de valoare. Vă mulțumesc. Și voi sunteți. Ai întotdeauna susținerea lor pentru organizare de evenimente, pentru... Ai avut o expoziție de fotografie acolo da. Unde... Și una de pictură. De pictură. Un dublu vernisaj. În 19 martie până pe 19 aprilie. Țelul a fost de a aduce subiectul la mase, subiectul despre experimentul Pitești, acest proiect care este un proiect, evit cuvântul film, pentru că pe lângă film s-au alăturat și alte evenimente. Deci avem licitația, avem dublul vernisaj, expoziția de pictură și fotografie. Avem o carte la care lucrăm și vrem să o scoatem în toamnă. Este vorba despre o colecție de 40 de povești nespuse ale oamenilor care au trecut prin comunism și nu au avut glas, în engleză se spune. Au venit către tine cei oameni, te-au căutat ulterior să-ți povestească sau în timpul filmului, când ai în timpul proiectului să... Unii chiar acum, Anisa, pentru că, uite, făcând această expoziție,
băiatul lui Fac Negrescu, unul dintre cei care au trecut prin Pitești și au ieșit, unul dintre puținii care au ieșit de acolo și a pictat, am expus la această expoziție la TNB trei lucrări ale lui. Iar copilul lui nu știa că tatălui a pictat. Și a găsit această expoziție pe site-ul TNB și m-a sunat. Victoria, și uite așa mă gândesc. Deci, în primul rând, nu vine să cred. Ne știm de un deceniu. Da, mai bine. Am fost colegi de facultate, noi. Da, și mi-amintesc și acum. Iar noi de liceu. Așa. Cum a ajuns la mine, auzi, cum a ajuns la mine bombonica aia de ciocolată? De, e, așa plăcea? Da, dar nu știu cum. Efectiv, nu mi-amintesc decât că la un moment dat a dat din mână în mână o bomboană de ciocolată ca să ajungă la mine. Așa, dăruire. Și ne-am împrietenit, apoi tu ai plecat la studii, ai plecat în Anglia, ai plecat, ne mai vedeam așa. Și stau și mă gândesc, tu îmi vorbeai despre filmul ăsta, am luat-o sub formă de glumă la momentul respectiv și am zis, Doamne, cât visează fata asta, dar o spuneam cu drag, zic, ce visătoare este. Încă de atunci vorbeai de el? Apoi mă gândeam... Mă gândeam la părinții tăi, pentru că tu mi-ai spus că nu lucrezi și că ei te ajută și totuși părinții tăi sunt în vârstă, mama ta, și cu toate astea tu nu ai fost ca noi ceilalți angajat în timpul facultății, tu ți-ai făcut și doctorat, ți-ai făcut... te-ai angajat până la urmă, că știu că nu... Microfon. Când făceam cele două facultăți la București, este vorba despre Facultatea de Sociologie la Universitatea din București și FZŠC, Facultatea de Jurnalism la Universitatea din București de asemenea, aveam la acel moment 4 locuri de muncă. Până în momentul în care am avut prima restanță și mi-am dat seama că valorile mele sunt altele și dacă nu-mi permit să-mi cumpăr sândăluțele preferate, este mult mai important să am nota pe care mi-o doresc la facultate, pentru că acela era momentul. Sândăluța poate veni și mai târziu. Uh-huh. Deci am lucrat toată viața. Acum, da, fac doctorat, am o bursă. Tu lucrezi, adică să muncești la un film și să așa, da, dar nu prea tu ai avut bursă. Știu că tu... Așa. Dar da. Susținerea părinților tot a fost. Adică ei practic tot ce aveau ți-au dat ca să investești, să investească în tine. Asta mi se pare extraordinar. Este adevărat, dar ca să realizați cine sunt părinții mei, că nu sunt cine știe ce latifundiari sau milionari sau care au o situație extraordinară și își pot ajuta copiii. Tatăl meu a fost profesor de matematică, acum este pensionar, deci un salariu de profesor de matematică de generală, iar mama învățătoare. Cât poate să aibă un învățător? Ce spun acum părinții? Ce ți-au spus? Mama ta ce simte când... Ei sunt un pic diferiți, în sensul că au lucrat la stat o viață și ar dori și eu să am această stabilitate. Uh-huh. Deci îmi lipsește stabilitatea de a lucra la stat și a avea siguranța aceea că trece luna și există un venit, că la sfârșitul a 10-20 de ani de muncă voi primi o pensie. Tot timpul îmi spune mama de pensie. Ce mamă, aici? Vine pensia, mamă. Da, mai ales că e pensionară, știe cât de mult contează. Da, cei bani care mai prinde. Dar ce pensii sunt? Vai, că contează pensia. Noi nu. Și nu mai trebuie să sperăm. Nu. Și ce o să facem? Păi, noi trebuie să ne facem pensii private, trebuie să muncim și să reușim să facem ceea ce se numește în engleză passive money, adică să facem rost de surse de venit și din alte variante decât locul de muncă pe care îl avem. Despre asta tindem. O să ajungem să lucrăm 4 ore pe zi din 8. Asta cum a fost în perioada interbelică, se lucrau 16 ore pe zi și s-au micșorat la 4. Deci mergem spre modernitate, spre a ne construi o viață mai bună pentru noi ca omenire. Deci da. Victoria, ai mai avea nervi să pornești un proiect de ăsta care să dureze 10 ani? Adică dacă ai fi știut că durează 10 ani, l-ai fi făcut? Nu. Nu te-ai fi băgat în el. Nu, Anisa, pentru că acum știu ce înseamnă să faci un film de lung metraj artistic. Că toată lumea credea că e un documentar. Și la documentar, să știți că nu e ușor nici la documentar. Adică dacă vin acum și pun camera aici și vă intervievez pe voi doi, că sunteți gemeni și poate aveți ceva interesant pentru public, da?
Ei, asta înseamnă știre, să fie interesant pentru public, foarte mare chiar atenție. Să fac chiar un comentar, ei știu, l-am tachinat toată ziua pe Iosif. Și tu zici, are Beni. A, Beni are ce mai interesant. Dar Victoria zice, are Iosif. Ok, amândoi. Bun, deci spuneam, și un documentar necesită implicare și o minuțioasă organizare și postproducția și tot ce înseamnă munca asta la realizarea lui, dar a face film artistic de lungometraje cu tot o altă poveste. Și acum știind bucătăria din spate, nu m-aș mai apuca pentru că n-aș mai avea curajul să-mi chinuiesc echipa și actorii. Nu mai am curaj acum să mă duc la cineva și spun lucrați pentru film. Mai fac un film. Sau să promiți că la un moment dat când o să... Și totuși ai spus faci? Că ți-ai și cu fruntea sus. Da, dar ne-am asumat. Dar n-aș mai face încă o dată pentru că am un respect pentru oamenii mei și pentru că eu consider că toată munca, orice tip de activitate trebuie remunerat. În condițiile în care oamenii mei, inclusiv eu, a trebuit să lucrăm prin alte locuri ca să putem să facem ceea ce noi am considerat că este la nivel de valoare educațională, culturală și artistică. Dar tu ești regizor. Ce o să faci de acum? Ce proiecte? Ce... Un alt film, Anisa. Un alt film, dar de data asta o să ai fonduri. Fără fonduri nu mai facem. Pentru că ne-am probat că putem. Am probat faptul că avem competențe, expertiză și că putem să ducem la sfârșit un proiect de calibru acesta. Când ai zis că nu mai vrei să pornești un proiect? Cât costă următorul film? Depinde de bugetul pe care îl facem și de castul pe care îl avem în considerare. Deci încă nu e un plan făcut. Este, dar bugetul per total îl hotărâm în funcție de actorii care vor veni. O să vă dau un exemplu. Dacă eu mâine vreau să lucrez cu un actor de la Hollywood și o să-i spun numele, să zicem Sebastian Stan, că este român, da? Și îmi doresc să lucrez cu el. El, pentru că face parte din organizația care protejează drepturile actorilor din America, da? El nu are voie să lucreze mai puțin de 1 milion de euro pe zi. Pentru că așa îi spune lui acea organizație. Păi nu e, da, Victoria, Victoria, de eu zic o chestie. Da. Noi cu 10 lei pe zi, noi venim. Mulțumesc, uite, am reținut. Eu o să vă dau 20. Ei, și atunci... Suntem actori gemeni, suntem geniali. Mai dacă decât bați palma Sebastian cu el, asta spuneam, dacă bați palma cu un om ca el, atunci trebuie să mai pui 1,2 milioane la buget. Dacă faci cu actori din România sau cu actori europeni care au cu totul alt tip de remunerație, lucrurile se întâmplă diferit. Există în bugetul de film ceva care se numește above the line și below the line. Above the line, adică deasupra liniei, sunt regizorul, actorii mari, producătorul, da? Și bugetul merge către ei, stabilit de la început, iar below the line, de desubt, suntem noi ceilalți. Da, uite, de exemplu, cu un actor ca Jason Statham sau Tom Cruise. Îți trebuie 1 milion. Sebastian Stan e 1 milion. Da. Mie îmi pare rău că ai trecut prin asta, Victoria, astăzi și a trebuit să stai lângă Iosif. Ieri a stat Iosif lângă mine și am zis nu, nu se poate. Au, vezi astăzi că m-am prăjit la... Păi, atunci îl țin pe Ben lângă mine, zic. M-am gândit așa ce invitați. A, Victoria e de acasă, e ok. Eu mă simt ca acasă, yeah. Și noi. Deschidem imediat să mâncăm pe masă. Abia așteptăm să ne revedem, să vorbim. A trecut o jumătate de oră, deci nu vine să cred. Da, abia așteptăm să vii cu proiectul nou, să ne mai întâlnim, să vezi și platoul nou, pentru că noi suntem în mutări, da. Iosif, vă chem la premieră în toamnă, dragilor. Poate mă refuzați că v-am chemat Victoria, și pe noi. Nici de cum. Nici numai. Am fost plecați, să știi că n-am putut să ajung pentru că am fost plecați. Ai avut în iunie, parcă... Acum au fost aceste două evenimente de licitație. Pe 9 martie am avut lansarea, practic, evenimentul în memoria Ion Caramitru, unde ați fost de asemenea invitați. Peste tot v-am chemat. Dar e definitivat filmul, că știam că mai aveți la partea de editare. Ce facem acum și ce cred că știi tu era varianta pe care noi o pregăteam pentru distribuitorul oficial, da. Care ne-a cerut să facem câteva modificări. Așadar a trebuit să intrăm în postproducție și să facem acele modificări
Care... Dar e totul gata. Nu este încă gata, dar este... Până în toamnă va aproape fi gata. Sigur, da. Tu știi, dacă noi nu putem ajunge, vii tu la noi și ca și când noi am venit la tine. Dar promitem și noi vom ajunge. Te ajutăm să ajungă la cât mulțumim mai mulți oameni. Mulțumim mult, Victoria. Băieți, știți că vă iubesc. Și noi că vă iubim. Și noi te iubim, Anisa. Mâine cine o să stea lângă mine? Ca să știu. Păi, eu mă port frumos cu ăla care stă lângă mine. O aducem pe Victoria să stea lângă mine. Ok. Vă mulțumim mult că ați fost astăzi alături de noi. Ne revedem mâine de la ora 16. Rămâneți pe A7 TV pentru că urmează Alina Ilioi Mureșan. Lasă-l și pe el să spună ceva, nu știu dacă mă văd. Rămâneți cu A7. Normal că te vezi. Unde te uiți, mă? Cu A7 TV. Cu emisiunea alături. Îmi zice că nu, deci rămâneți. Mai e camera, da, ia uite, vezi. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.